creație literară, Preamăt de Codru și Apă, ediția noastră din Moldova 2024. Și vom începe cu prezentarea unei cărți tipărite de primăria Slănic Moldova, și anume cartea Când îngerii cântau, semnată de scriitoarea Răcămioara Teodorescu. Vorbește despre acest volum Ionica Mandrabut. Se pregătește Florentina Dan. Aș ruga autoare. Am rugămintea ca după ce se termină manifestarea să vă închideți telefoane. Nu am, nu le închideți. Am rugămintea ca Lăcrămioara Teodorescu să vină aici lângă mine. Lăcrămioara Teodorescu este vrânceancă și la prima ediție a concursului a câștigat trofeul Freamă de Codru și Ape. Am scris prefața cărții, nu sunt critic, dar atunci când sunt solicitată să spun, să scriu ceva despre o carte, o fac cu drag și din tot sufletul. Am numit prefața cărții Un ram însuflețit într-o speranță. Orice privire spre tine însuți e un incendiu sau un naufragiu, când peisajul lăuntric e o devastare somtoasă de flăcări evoluând la orizontul mărilor, atunci dai drumul gândurilor, coloane turmentate de epilepsia focului interior. Emil Cioran. Într-o societate răvășită de război, pandemie, boală, într-o societate zguduită de calamități naturale, dar și minți bolnave, tărâmul cuvintelor clădite în temple ale poeziei rezistă. Este precum o binecuvântare cerească, o oază de speranță ce toarnă liniște în vene, strânge oamenii aproape, încântă simțurile, făcând să vibreze emoțiile, în așa fel încât, cum spune poetul, prinzi aripi și zbor. Când îngerii cântau, mai aproape. Când îngerii cântau, titlul volumului în vers clasic al poetei Lăcrămioara Teodorescu, este a idoma unui balsam pentru suflet, cu mesaj de încurajare în timpuri de încercare, în care simțim mai mult ca niciodată numeroase poveri. Oricât de apăsătoare ar fi acestea, nu trebuie să cedăm puterilor întunecate ale plângerii și regretelor, nu trebuie să ne închinăm în pesimism și nici să fugim din fața realității. Așa cum transpare din operele sale, autoarea Lăcrămioara Teodorescu ni se înfățișează ca o visătoare. Acceptă înfocată adeptă înfocată dragostei față de om și natură. Crezul său poetic pare a fi acela de a încerca să ne asigure că fericirea se va trezi din hibernare, va răsări și înflori precum o minune, indiferent de împrejurări sau de anotimp. Iubirea față de seamăn, bine împământată precum sămânța grâului în brazdă, în ochii poetei încolțește creând o lume nouă, numai prin dăruire, prin iubire și rugăciune, gesturi mici de afecțiune, ca mai apoi mugurii de speranță înfloresc indiferent din intemperii, din lut și lumina. Pozitivitatea și imaginarul din creația ei este cheia dominantă, dar în același timp refugiul călătoriilor din interior către exterior, căutând adevărata hrana a vieții, în flori, ploi colorate și seninul cerului, mină adevărată a tuturor celor care cred în strălucirea, magia și împlinirea viselor. Natura are un mod unic de a calma inima obosită și încercată de neîmpliniri, de a reconecta viața cu anotimpurile. De cele mai multe ori face apel la metoda terapeutică, bine știută de toți cei care apreciază și știu asculta cu urechea interioară a sufletului glasul fiecărui freamă de codru, de ape, de păsări, de vânt, de ploi, până și liniștea fizică și mentală, precum în versurile de la poezia E iarăși toamnă. Nu o să citesc toată prefața, pentru că
cei care sunt dornici să afle frumusețea creației Lăcrămioarei Teodorescu pot achiziționa cartea de la autor. Voi încheia doar cu o propoziție. Cred că mugurii de speranță ai autoarei Lăcrămioara Teodorescu vor înflori cu siguranță, dăruindu-i dragostea și liniștea sufletească pe care le invocă aproape în toate poemele sale. Eu îți urez mult succes. Lăcrămioara Teodorescu este una din poetele care, aproape la majoritatea concursurilor, câștigă un premiu. Ce? Da. Și, da. Lăcrămioara Teodorescu a participat și anul acesta la concurs. Nu i-am spus, dar cum există o regulă? Cel care obține trofeul nu mai are voie să participe la următoarea ediție. Noi am dat posibilitatea doar Lăcrămioarei doar pentru a apărea cu poeziile participante în ediția următoare acestei antologii. Da, da, asta voiam să spun, da, pentru că... Cei care câștigă trofeele la diverse festivaluri, da, Lăcrămioara Teodorescu anul acesta ar fi câștigat premiul 3. Felicitări! Dar a primit, premiul sponsorului, un premiu destul de frumos, da? Da, da. Îți ofer cuvântul și mult succes îți doresc. Mulțumesc. Mă bucur că mă aflu pentru a doua oară în mijlocul dumneavoastră. Vin de fiecare dată cu plăcere, pentru că aici am întâlnit oameni calzi, oameni frumoși, atât la trup cât și la suflet. Eu sunt o persoană foarte emotivă. Și aș vrea totuși să vă citesc poezia cu care am participat eu anul acesta, fiindcă tot l-am sărbătorit pe Eminescu. De n-ar fi Eminescu, de n-ar fi Eminescu, nici noi n-am fi români. Credința n-ar fi soare și ne-am numit păgâni. Din ale vreme valuri nu s-ar mai naște stele, și-ar îngheța pe buze cuvintele rebele. De n-ar fi Eminescu, s-ar ofili speranța, iar murmurul pădurii și-ar pierde importanța. Cu sufletul în ruină, cuprinși, am fi de teamă, ecoul n-ar răspunde, iar viața ar fi o dramă. De n-ar fi Eminescu, nici apele n-ar plânge, eroii de sub ghiece au plătit cu sânge. Ca în zare ciocârlia să-și pornească cântul prin picurii de ploaie ce biciuie pământul. De n-ar fi Eminescu, nici floarea n-ar fi albastră, s-ar tângui o doină noapte la fereastră. Frumosul nu s-ar strânge buchet în poezie, iar șoaptele s-ar pierde în clipa străvezie. De n-ar fi Eminescu, ar suspina o țară. Noi ani de neputințe în noi s-ar naște iară. Pe cer nu ar străluce luceafărul în noapte. Iubirile s-ar pierde în sânul unei șoapte. Vă mulțumesc! Florentina Danu, se pregătește doamna profesor Mitroiu. Bun regăsit la mulți ani culturii naționale. Am să încep cu o melodie pe versurile mele. Se numește Câte frunze, câte ploi. Banca din par pe care am stat azi mă privește ciudat.
e îmbrăcată în frunze ude, tristețea nu și-o poate ascunde. Nu inventez cuvântul dor, deși îmi plouă peste viață. Mâna mi-o întind ușor, să prind în ea speranță. Aș dansa cu tine în ploaie, un vals din vise nebune. Picăturile în șiroaie, peste noi să se adune. Aș pluti prin frunzele ude și pasul mi-ar fi mai ușor. Te-aș chema, dar nu știu pe unde, ești prin lung călător. Nu inventez cuvântul dor, deși îmi plouă peste viață. Mâna mi-o întind ușor, să prind în ea speranță. Inima mi-e ruptă în două, plouă jur și-n mine plouă. Oare plouă în ochii mei sau ploaia ea dragostei? Mă simt ca un hoinar tăcut spre un destin necunoscut. Și câte frunze, câte ploi vor mai cădea pe amândoi. Nu inventez cuvântul dor, deși îmi plouă peste viață. Mâna mi-o întind ușor, să prind în ea speranță. Nu inventez cuvântul dor, deși îmi plouă peste viață. Mâna mi-o întind ușor, să prind în ea speranță. Să prind în ea speranță. Mulțumesc! Mai am. Dar acum nu știu ce să fac. O persoană vrea prieteni dragi, altă persoană vrea povestea unui pierd de vară. Și nu știu ce să fac. Deci eu vreau să-i împac pe amândoi, dar nu pot. Dacă aveai milionul pe frunte, nu era. Atunci, unul aici, unul în particular. Prieteni dragi. Ce să facem? Ați venit, amicii mei, cu atâta drag v-am așteptam. Mâna am întins ca de obicei și cu ochii la cărare am stat. Să întoarcem anii înapoi, an de amintiri și de trecut. Bucuroși de oaspeți suntem noi, bucuroși că astăzi ne-am văzut. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, ce multă vreme a trecut de când nu ne-am văzut. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, vă mulțumesc că ați venit și iar ne-am întâlnit la măsuța cea cu vinul vechi. Să vă așezați perechi perechi, azi e sărbătoare în casa mea.
Până-n zor cu toți ne vom distra. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, ce multă vreme a trecut de când nu ne-am văzut. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, vă mulțumesc că ați venit și iar ne-am întâlnit. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, ce multă vreme a trecut de când nu ne-am văzut. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, vă mulțumesc că ați venit și la Slănic ne-am întâlnit. Vă mulțumesc, prieteni dragi, mulțumesc! Domnul Cobzac așteaptă, vrea să plece și pentru că am făcut o promisiune și s-a întors aici și a spus nu plec până când nu cânt eu ceva. Acum domnul Moise trebuie să spună dacă este mai pozitiv să cânți peste negativ sau este mai negativ să cânți peste pozitiv. Bineînțeles că am melodii noi anul acesta, dar o să cânt o melodie mai veche pe care am cântat-o și anul trecut. Melodia de anul ăsta nou se cheamă Vârsta este doar un număr, pentru că am împlinit o vârstă și am început să cânt melodii de genul acesta, dar acum o să rog pe Cristi să pună... Aș vrea să... Această melodie are legătură cu dorul de frați, dorul de dragii noștri români de dincolo de Prut. Și doamna Geta nu este aici, dar eu o dedic și dumneai și domnului Cobzac și la toți cei care au venit de peste Prut. S-a dus să prindea camera. Da. O să-i transmit. Sac de sare și tot dorul tras mai tare, of, of, și tot dorul tras mai tare. Am stat și m-am odihnit, mă, și din nou l-am cântărit, mă, cu un sac de pietricele, dor o fost mai greu ca ele, of, of, dor o fost mai greu ca ele. Un sac de lut, mă, și tot dor o tras mai mult, mă. Am pus
pus nopțile înstelate, dor o fost mai greu ca toate, of, of, dor o fost mai greu ca toate. Când-i dor așa de mare, nu-l mai puneți la încercare, of, of, pentru dor nu sunt cântare. Dor de frați, la mulți ani! Domnule primar, stați puțin. Țin să vă anunț de astăzi că la sfârșitul săptămânii sunteți deja înscris în concursul de interpretare muzicală la salonul de cultură. Mai nu e la concursul de glume. La concursul de interpretare. Dacă permiteți, ca să trezim puțin fruntea copiilor, am spun o glumă din seria glumelor instructive educative pe care eu le știu. Împăratul avea o fată, singura lui fată, și a dat sfoară în împărăție că își căsătorește fata, dar nu cu oricine. Un tânăr, cel mai curajos tânăr din comunitate. Castelul era înconjurat de o apă unde erau crocodili. Și el a spus, duminică după liturghie, la ora 1, dăm startul, care tânăr, are curajul să arunce din partea cealaltă și să nuate și să și ajunge primul la castel, îi dau fata. Vine duminică, vine ora 1, se dă startul. Nu se aruncă niciunul. Trece un sfert de oră, trece jumătate, după vreo oră, unul tânăr s-aruncă. Începe ăștia să aplaude, să-l aclame, să... Ăsta ajunge în sfârșit la castel, nevătămat, îl întâmpină împăratul cu fata. Felicitări! De azi înainte, fata și toată împărăția sunt ale tale. Ăsta nu era bucuros. Împăratul zice, băi, dar ia spune, ce te-a determinat să-l ajute cumva? Frumusețea fetei, nu? Nu, zice asta. Dar poate bogăția ei. Nu, zice. Atunci, ce te-a determinat să faci asta? La care el nervos așa spune. Abia aștept să-l prind pe la care m-a împins. Sunt în viață situații în care doamna profesoară vă împinge. Haideți. Trebuie să vă lăsați un pic. Este... Băi, bine, pe doamna profesoară. Adina Micruiște se pregătește poeta Finca Tamăș. Iar m-a scos în față la lecția de poezie și apropo de situația, de anecdota mai devreme, să știți că sunt situații în care și profesorii sunt împinși în față. Așa mi s-a întâmplat mie astăzi, pentru că aș vrea să stau cu mintea acolo și să dospesc gânduri, sentimente, emoții, să mă bucur de tot ceea ce se întâmplă în față aici. În primul rând, bună ziua tuturor și vă doresc un an rodnic, sănătos și inspirat. Mă aflu la Slănic și anul acesta și trăiesc aceleași sentimente. Sunt fascinată de tot ce se întâmplă în sală, în jurul meu. Sunt recunoscătoare, fericită și... Doresc să nu iau o notă proastă, deși mi-e teamă că n-am să pot evita situația. Și încă un lucru, iarăși mă aflu în fața aceleași întrebări. Cine sunt eu și de ce mă aflu aici, totuși? Am o certitudine, și anume aceea că sunt o pată de sânge care vorbește și mă aflu în fața dumneavoastră ca simplu profesor de limba și literatura română, care se străduiește atâta cât știe și poate, să cultive dragostea pentru limba română, pentru valorile neamului românesc și atunci când sunt în situația să evaluez, înainte de a da note, mă străduiesc să dau aripi și încredere elevilor mei. Poate nu reușesc de fiecare dată, dar sunt încăpățânată din fire și perseverez. Am spus că mă simt astăzi mai mult elev, da? Care nu-i pregătit suficient în fața dumneavoastră. Ca jurat, am făcut anul trecut o glumă, ca înjurat, și la prima și la a doua ediție. Nu am pretenția să-l citesc pe Nichita Stănescu, rămân aceeași fire emotivă. Dacă m-ați cunoscut, mă știți, nu mă dezic, sunt săgetător. Și n-am pretenția să-l citesc, încerc. Nichita Stănescu spune așa, poezia
nu e o concurență, nu e o competitivitate. E o revelație și un univers. Universul îl descoperi în inima ta sau în inima altora. Nu scriu poezie, dar cred că am ochii mari deschiși să descoper poezia din inimile celorlalți. Așa încât calitatea aceasta de jurat a venit ca o provocare care te scoate din matca ta și iată că sunt pe punctul să cristalizez încă un răspuns. De ce mă aflu aici? Ca să mă descoper, ca să mă redescoper, regăsindu-vă, reîntâlnindu-vă. Mi-ar fi plăcut și mie, că presupun că de asta m-a scos în față, da? Să am pe doamna Mioara Baciu alături, ca să pot să-i adresez privind în ochi și în suflet câteva cuvinte. Am scris și eu prefața și fără să vreau să vă ostenesc cu speech-uri lungi, am să păstrez, lăsându-vă pe dumneavoastră să completați restul, partea introductivă, finalul și ceva din mijlocul acestei prefețe. Așadar, pe tărâmul poeziei slășluim cu toții, doar că simțurile ni s-au deșertificat, inimile s-au împietrit, iar mințile s-au rarefiat până la tocire. Să simți poezia este în contextul contemporan al trăirismului hiperconsumerist un act gratuit, un act de gratuit curaj, să o trăiești sau înțelegi, act de noblețe sufletească. Iar să o simți, trăiești și creezi, înseamnă deja să te înveșnicești și îndumnezeiești. De fapt, Mioara Baciu se scrie și ne scrie. Iar frumusețea volumului rezidă tocmai în aceea că reușește să surprindă, în imagini inedite, originale, esența umanului din noi. Felul în care lucrează în existența noastră cărțile. Citez, duminici ale sufletului ce sărută nemurirea secundei. Credința, copilăria, sărbătoarea Crăciunului, Paștele, icoana mamei, dragostea de neam, iubirea de Luceafăr. Restul temelor și motivelor o să le sar cu voia dumneavoastră și merg chiar în partea de final. Adevărul incontestabil al volumului de față este că suntem ceea ce simțim că suntem. Sau, parafrazând, suntem ceea ce simțim în relația cu sinele, cu celălalt, cu vremea și vremurile, cu iubirea, cu icoana, cu clopotnița și altarul, cu mama. N-am să vă citesc și secvența aceasta dedicată mamei, cu memoria, cu logosul. Și cum calea spre poet rămâne poezia însăși, dau glas vorbelor autoarei. Citez, culegi luceferi de pe buza cerului, ce-mi sărută gândul călător, prin munți de așteptări, prăvăliți peste poteci albe, de dor și mianin pe suflet. Scânteia demiurgică a firii împrimenește slovele, veșnicindu-le în conteiul vremii. Mulțumesc! Iertați-mi emoțiile, sunt inerente, de regulă nu mă ascund de ele, pentru că asta ne face umani și nu vremurile astea în care învățăm să ne robotizăm, eu cred că e o calitate și nu defect. Dar în cazul ăsta nu mă scuză. Felicitări și mult succes! Poeta Pinca Tamaș se pregătește de Liara. O să vă rog să veniți aici lângă mine, așa cum a rugat-o Ionica pe Lăcrămioara. Pinca Tamaș prezintă volumul Spreamăt de gânduri, volum tipărit de primăria Slănic Moldova. Am avut volumul, am citit poezie Aș cataloga-o eu de dragoste profundă, o poezie de substanță, o poezie care prin metafora întâlnită în fiecare vers, aproape, te face să gândești mai profund, te face să devii un alt om. M-a surprins în mod plăcut și am încercat să fac un exercițiu, m-au surprins titlurile poeziilor,
care sunt ele, doar un singur titlu este o poezie și am încercat să unesc câteva titluri și mi-a ieșit poeme, un poem superb. Îmi pare rău că am uitat în cameră hârtia în care am scris și... Dar totuși aș vrea să vă citesc câteva rânduri semnate în prefață de Daniel Nicolescu sau Nicolescu? Nicolescu, lipsește. Comunicarea de stări sufletești, de idei și sentimente, de idealuri și judecăți asupra lumii se realizează cu ajutorul unor elemente expresive existente la toate nivelurile limbii. Figurile fonologice, figurile de stil, rimele interioare sunt expresia unei muzicalități dictate de chemările untrice existente. Deci, așa cum spuneam și mai înainte, te simți altfel, ca lector al poeziilor doamnei din Catamaș, devii un om care știe să aprecieze mult mai mult viața, mult mai mult iubirea și de ce să nu recunoaștem că toți suntem spre același ideal. Dragoste, speranță și iubire. Am să rog pe doamna Tamaș să ne citească un poem, că am observat o greșeală pe care o fac toți autorii. Iau cartea și am să vă recit un poem al meu. Sau zice, aceasta este ultima mea carte, nu e adevărat, e cea mai recentă. Deci, doamna Tinca Tamaș și poemul dânse din această zi. Bună ziua, vă spun tuturor. Mulțumesc domnului primar, mulțumesc Ionica Ibandrabur, care m-a convins să particip la acest concurs. Este primul concurs la care am participat și rezultatul a fost pe măsura așteptărilor. Așa cum am spus atunci, în ranița fiecărui soldat se află sabia de învingător. Acum am să spun, la gher cum la gher. Războaile se câștigă de obicei cu strategii și nu cu armamentul din dotare. Fiicele mele îmi spuneau, mută-te la slănic. Asta însemnând că vin foarte des la slănic. Mulțumesc Ionica Bandrabur, mulțumesc domnule primar. Am să vă citesc o poezie, nu este tocmai finisată, pentru că am scris-o astă noapte la ora 12:30, când deja era ziua marelui poet Mihai Eminescu. Ceea ce este inspirat din creația poetului, la mine este trecut în ghilimele. Aștept pe malul apei ce nuferi o încarcă, cânteii sunt în floare și se cutremur plopii, să vii cu răsăritul, vâslind în albă barcă, durerea mea, durerea să-mi alin, de sunt în lacrimi ochii. Cu șoapta-ți susurată, iubirea să-mi deslegi, lăsând să curgă doina prin codrul înverzind, din lunca cea albastră, tu floare să-mi culegi. De ce n-am fost povestea din versul tău urzit? Mă lasă să-ți fiu visul, trecut în scurt destin, de rătăcești prin uliți cu plopii în miresme, te oprește sufereastra ce ascude un suspin, să-mi citești în taină și rag de aforisme. Apoi, pierduți prin neguri, să ne deschidem aripi, prin adieri nocturne, în altul să-l brăzdăm. Eu, recitind poeme, când versuri în firip, o, Doamne, ce poveste, la Tine toți visăm. Acum, prin slovă sfântă, venim să Te slăvim, deschide poarta casei, să Te cinstim cu stihuri, trimite-ți strălucirea din harul Tău divin, să Îți urmăm corarea prin negură de vremuri. Mulțumesc din suflet!
Dar ce vă spuneam, ea doamnei din Catamaș, întregul volumul Treamăr de gânduri, poate fi declarată și ca rugăciune, dar și ca declarație de dragoste față de persoana iubită, față de semenii noștri. O felicit și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, nu am greșit când ieri i-am acordat diploma în Cai Minescu 2024. Din partea pe care. Spuneam că urmează Delia Raptu și se pregătește Nicoleta Mazilu. Bună ziua și bine v-am regăsit! Înainte de a interpreta cele două melodii pe care le-am pregătit în memoria poetului Mihai Eminescu, aș dori să vă mulțumesc pentru onoarea de a fi invitată pentru a doua oară la acest festival extraordinar. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. Într-o
Mulțumesc! Ce se uită adânc în ape, cu ochi negri și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înaltieri, eu te fac să auzi în taină mersul cârdului de cer. Știu să le ascult, ale tale doruri toate. Numai eu știu să le ascult. Eu te văd răpit de farmec, cum în gâni cu glas domor, în apii strălucire întins în piciorul gol. Și privind în lună plină la văpaia de pe lacuri, anii tăi se par ca clipe, clipe dulce par ca veacuri. Astfel zise limpădura, bolți asupra-mi clătinând, suieram la ei chemare și-am ieșit în câmp râzând. Știu să le ascult, ale tale doruri toate. Numai eu știu să le ascult. Astăzi chiar de m-aș întoarce, înțelege, nu mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta, cu tot? În alumbrii întuneric, te asemăn unui prins, ce se uită adânc în ape, cu ochi negri și cu minți. Mulțumesc! După umila mea experiență de 30 de ani în slujba culturii române, pe toate meridianele lumii, vă pot spune că Tedia Racu este un nume de care vom mai auzi. Nu se pregătește Viorica Cornea. Bun găsit, dragii mei! Sunt Nicoleta Mazilu, profesor de limba și literatura română din Târgu Ocna. Am avut bucuria, care persistă încă, de a fi aici datorită unui îndemn, unei împingeri, după cum a spus domnul primar, căruia îi mulțumesc pentru că, într-adevăr, uneori chiar avem nevoie de câte un impuls.
am să vă citesc o poezie pe care am scris-o absolut dezinteresat, într-un moment de inspirație, și sper să mă bucur în continuare de oameni minunați, de momente încântătoare, de energii pe care le luăm și le dăm, de atitudini constructive, de copii care creează, care bucură și prin care evoluăm și noi, de ce nu, cei maturi. Mulțumesc doamnei Bandrabur, dacă zic bine, că la un moment dat a apărut un râs suplimentar, domnului primar, tuturor celor care au organizat și au făcut ca aceste clipe să fie de neuitat și pe care ni le dorim cu repetiție. Cu gândul la Eminescu. Alunec deseori spre stele, cu gândul dus de vers, și retrăiesc intens mistere, idei ce nu-s deșters. Ale Luceafărului sunt, cuvinte, teme și motive, le retrăiesc prin recitit, rebucurându-mă prin vreme. E dulce amărui acest alin, că Eminescu a lăsat o avere, pe urmele ei cu drag revin, ca să resimt cum cere, iubire și credință în neam, să fie părți din gândul meu. Și orice teamă o să am, ștearsă va fi mereu. Mulțumesc și dați-mi voie să-mi exprim toată aprecierea față de ceea ce am văzut și am auzit aici. M-am încărcat teribil sufletește cu tot ce reprezintă pozitivitate, toată admirația și încă o dată felicitări tuturor. Mulțumesc! Cornea se pregătește, Georgeta Muscăuan. Iorica Cornea este de la Slatina Suceava și trebuie să vă spun că este noua câștigătoare a trofeului Ion Grămadă 2024. Ea este una dintre poeții care își recită. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru îngăduința de a fi gustat cerul împreună cu dumneavoastră în aceste frumoase zile. De asemenea, mulțumesc distinse poete Ionica Bandrabur, organizatoare acestui minunat spăț al cuvântului, pentru darul invitației, distinsului juriu, pentru darul aprecierii, iar dumneavoastră, distinși colegi de har dumnezeiesc, vă mulțumesc pentru darul atenției. Despre Eminescu, versuri în rostirea autoarei. Nu-mi cereți să vorbesc de Eminescu, e mult prea greu și complicat. Cuvintelor le-aș pierde sensul și aș săvârși cel mai negheu păcat. Voi să-l contemplu fără de cuvinte, mi-ajunge măreția lui de vers. Născutul s-a de naștri mai înainte, creind al doilea univers. Au coborât să-i mângâie într-o pare odată cu venirea pe pământ, natura toată, nuferii și marea, și un fir de tei purtat de vânt. El le-a primit cu modestie, grăbind să ni le împartă nouă, rai nesecat de armonie, altar cu degete de rouă. În trecerea prin astă lume, atâta cât i-a fost îngăduit, un pat de cete ne-a luat cu sine, iar nouă ne-a lăsat un infinit de versuri cu esențe de lumină, poeme în care dragoste mireasă, tezaur nesecat nește mine, icoană murmurând sfioasă. Eminescu a ales să se nască român, într-un grai fermecat unde dorul-i stăpân. A iubit și a cântat până în ultima clipă, sub un codru de cer, pe o dungă de prispă, lângă un mal ferecat de umbrite cărări, printre plopi însoțiți de eterne întrebări, sub păduri de argint glăsuind veșnicii, la izvor susurat de trăiri viorii. I-au fost frați, brazii toți și izvoare surori, pat din cetine verzi străjuite de flori. Și-a legat dalbul cânt de albastru senin, Eminescu a ales să se nască român. Limba română, dacă vreți să știți, și-ar trebui, că-i moșteniți rostirea,
în alfabetul psalmelor sfințiți, de câte ori deschideți psaltirea, în zborul susurat al ciocărliei cu răsărit în partea dreaptă, în toate florile ce s-au cusut pe ei și în olul cel de lut pe vatră, în semnul crucii peste masă cu aburi calzi de mămăligă, ștergar de smirnă peste casa în care dorurile strigă. Oricât de mult ar face unii să o alunge din pisanii, cărându-i vorbele cu pumnii, sfârșit vor bătrânind cu anii, că ne-a sudă țâncii toți când vor simțirea să o deprindă, din troițele înălțate pe la porți de rugăciunea din colindă. Când ogoliți de conținut suțind-o ca pe regină înfierată, sunteți pasibil de o sânt așa cum n-ați fost niciodată. E sinonim cu a-ți lega menirea, cerșind cuvintelor străine, în graiul cel cuprind de psaltirea, un colț cu amiros de pâine. Vă mulțumesc! Deținătoarea trofeului Freabăt de Codru și Ape 2024 Slănic Moldova, Georgeta Muscă Oană de la Galați. Funcționează, da. Bună ziua! Bună regăsire la o lecție de poezie marca Apollon. Și dacă tot ați pomenit de acest trofeu, le mulțumesc încă o dată celor implicați în realizarea festivalului Freamăt de Codru și Ape. Am să vă citesc poezia Dor de Eminescu. Pe aleile din parcul ce scâncește în argintiu, nu te mai zăresc, poete. Azi copoul e pustiu. Ninge iarna pe morminte, slove zămislite întâi, dorne este de poetul ce a trecut cândva pe alei. Freamăt în albastru lacul, în măsura unui vers, Codrul își înalță ruga, tremurând în univers. Mai sărac este cuvântul, mai sărac și glasul meu. De ne-om vindeca vreodată, știe numai Dumnezeu. Căuta vom urma ninsă, cu dorința de a iubi, limba în care a scris iubirea bucuriei de a fi. Ne-am cântat cu poezia și iubindu-ne s-a dus. Ne-a lăsat o moștenire ce o va străjui de sus. Dorne e de Eminescu și de-l invocăm la greu în luminile de ceară, plânge înlănțuit un zeu. Vă mulțumesc! Sunt în asentimentul domnului Ion Moise, că spunea mai înainte, chiar când am început și a citit procesul verbal de ieri, că întotdeauna valorile sunt lăsate la urmă. Dar întregesc întregul mirific al unui eveniment. O să vă spun că, fiind copil, eram la un cenaclu la Fetești, Ialomița, Agora se numea, și eram un fel de pitch mai apreciat de toți cei mai în vârstă. Și directorul Casei de Cultură, în momentul în care făcea desfășurător unui spectacol cu invitați din toată lumea bună a muzicii sau eu știu, întotdeauna îl auzeam ce mi spunea secretarii, lasă-o pe Irina lui din ultima. Și odată îl întreb, domnul Preda, Gheorghe Preda este regizor, foarte cunoscut, și îl întreb, domnul Preda, dar nu e Irina lui, nu vine ea. Să aș vorbim cu repetit, nu știi, valoarea se lasă ultima. Și toți erau Irina lui, de la premia era. Dragi prieteni, Constantin Chirilă și încheiem nu mai avem până la procesul verbal, este aperitiv mesei, dar o să încheiem cu
jumătate de oră de poezie în interpretarea prietenului nostru Claudiu Pintican. Mare oră. O jumătate, care se face 45 de minute, dacă e posibil. Mulțumim. Constantin Chirilă. Timpul vieții scurt, hai să facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe bradă. Voi ce-n lună zburați, printre stele urcați, vezi prin de noi sclavi. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bunele. Și închisori și libertate, și-a putea, și nu se poate, și noroi și stele. Lume plină de răni și de doctori docenți, și de măști și de vân și de mari inocenți, fiindcă nașteți copii apărați luptând, doborâți moștri vice de un veac de vecii, dolii bun pe pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bunelele, și închisori și libertate, și-a putea, și nu se poate, și noroi și stele. Între cei care trag și acei ce sunt trași, nu-i loc drept, nu steag, e o groapă de pași. Între ei sunt sudați printr-un strâmb ideal, un stăt bine legat, condamnatul de laț și biciușca de cal. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bunelele, și închisori și libertate, și-a putea, și nu se poate, și noroi și stele. Lume plină de răni și de doctori docenți, și de măși și de vân și de mari inocenți, fiindcă nașteți copii apărați luptând, doborâți moștri vice de un veac de vecii, dolii bun pe pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bunerele, și închisori și libertate, vânt ce stă și vânt ce bate, și ruină și cetate, cei mari și frunți tembele, vânt ce stă și vânt ce bate, și ruină și cetate, și noroi și stele. Adrian Păunescu, mulțumesc de lucru. Mă scuzați, mi s-a uscat pe mâna în vină jos. Nu mai veni și mâine să citim cu ceva. Mulțumesc. Oare de ce eu mă țin? Hai, când necazuri te topoară și prieteni n-ai să-i strig, ține minte, sfârșitul nu aici. Și ce credeai în taină, e așa cum nu-ți explici. Ține minte, sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu. Ține minte, sfârșitul nu-i aici. Când ajungi la o răscruce, știi să-l prezici. Ține minte, sfârșitul nu-i aici. Și când nu mai ai nici vise și nu știi cum să te ridici, ține minte, sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu. Ține minte, sfârșitul nu-i aici. Când se adună norii negri, ploaia cade ca un bric. Ține minte, sfârșitul nu-i aici. Mângâiere n-ai cu vezi acum, mâini întinse de amici. Ține minte,
sfârșitul nu e aici. Omul vieții crește mândru, unde spiritul e viu. Luminează-i salvarea celor boli și cenușii. Când orașele sunt frăcări cu șuroaie de furnici, ține minte, sfârșitul nu e aici. Și când cauți în zadarul om printre atâtea mii de venetici, ține minte, sfârșitul nu e aici. Nu e aici, nu e aici. Nu ține minte, sfârșitul nu e aici. Nu e aici, nu e aici. Ține minte, sfârșitul nu e aici. Dragi prieteni, dacă domnul primar ne-a cântat, domnul subprefect ne citește o poezie. Așa că trebuie să fim mândri că autoritățile locale sunt cu noi. Cu cultura română. Vă salut și eu, domnule primar, stimată doamnă organizator, domnule președinte. Am emoții pentru că eu cu Eminescu nu am avut o relație foarte bună. Acum 20 de ani, când treceam de examenul maturității, fix de el am dat. Și a trebuit să vorbesc despre poezia Dorința. Și am luat decizia ca astăzi să refac prietenia cu el și să recit poezia Dorința. Cred că așa se face, nu? Când vrei să recunoști greșelile în viață. Vino în codru la izvorul care tremură pe prund, unde prispa cea de brazde crenci plecate o ascund. Și în brațele mintinse să alergi pe piept să-mi cazi, să-ți desprind din creștet vălul să ridic de pe obraz. Pe genunchii mei ședeavei vom fi singuri, singurei, iar în păr înfiorate or să-ți cadă flori de tei. Fruntea albă, părul galben, pe-al meu braț încet s-o culci, lăsând pradă gurii mere ale tale buze dulci. Vom visa un vis ferice, îngânane vor cu-n cânt, singurate ce izvoare, blânda batere de vânt. Adormind de armonia codrului bătut de gânduri, flori de tei deasupra noastră, or să cadă rânduri, rânduri. Mulțumesc! Prieteni, vă invităm să îl ascultați pe actorul Claudiu Pimpican, directorul teatrului Ararat din Baia Mare, un om care se pierde în poezie și se regăsește în viață. Claudiu Pimpican. Vreau să te anunț că la două fără un sfert va suna clopoțelul pentru domnul Ioan Moise, ca să intre în direct. Cine poate promovează? Dar rămas de stand pe ieri cu 6 vârste. Liniște, vă rog. Pentru cei care n-ați fost ieri, vă reaminteam că v-aș spune că am un spectacol care se cheamă Pe mine mi-e redă. Mă construit pe versurile lui Mihai Eminescu și care are ca structură celebrul monolog al lui Jacques Melancolicul din piesa Cum vă place, al lui William Shakespeare, care ne spune că lumea întreagă este o scenă, toți oamenii sunt actori și că actele vieții noastre sunt cele 7 vârste. Întâi omul este prunc, apoi este școlar, cu ghiozdan în mână și fața fragedă ca zorii zilei, trădându-se spre școală așa încet ca mercul. De urmă, este îndrăgostit, apoi este soldat, apoi este judecător, trec mai repede peste monolog și în
scena 6 este filosof și scena cea din urmă care încheie peripețiile basmului acestui animal care se cheamă viața noastră, omul este prunc din nou. Adică nimic nu mai ține minte, dinți n-are, n-are ochi, nici gust, nimic. Pe scurt, acesta este monologul lui Jacques Melancoli. El a fost filosoful, trecem peste prunc, mergem la adolescent, adică la adolescent, la școlar, când însuși glasul gândurilor tace, mă îngână cântul unei dulci evlavi. Atunci te chem, copilărie, chemarea asculta vei, din neguri rece, plutind, te vei desface. Răsai din umbra vremilor încoace ca să te aud venind. Cam vis, așa. Cobori încet, aproape, mai aproape, te pleacă iar zâmbind peste a mea față, a ta iubire un suspin arată. Pe veci pierdut-o, copilărie, veșnic adorat. Fiind băiet, păduri putreieram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam să aud cum apa sună în cetișorul, un freamăt lin trecea din ram în ram și un miros venea adormitor. Astfel ades eu nopți întregi am mas blând îngânat de-al valurilor glas. Răsare luna, îmi bate drept în față, un rai din basme văd printre vreoapte, pe câmpi un văr de argintie, ceață, sclipit pe cer, văpaie peste ape, un butrum cântă tainic cu dulceață, sunt din ce în ce tot mai aproape, pe frunze uscate sau prin altul ierbii, părea că aud venind încete cerbii. Visam. Visa copilul cu frunte de o stâncă rezemată, primea uimit în luce spumega amar și arunca, nu. A zvârlea vreo piatră în apa învolburată, plângea, râdea. Totul este în zadar. Ascultați-mă foarte mult. Foarte. În zadar! În colbul școlii. Prin autor mâncați de moli, cauți urma frumuseții și îndemnurile vieții. Și cu slovele lor strânde ai vrea lumea să se schimbe. Nu e carte să înveți ca viața să aibă preț, ci trăiește, chinuiește și de toate pătimește și poate că ai să auzi cum iarba crește. De ce pana mea rămâne în cerneală? De ce ritmul mă bate cu ispita-i de la trei? De ce dorm îngălbenite, încregăite între galbene de file? Iam-i suitor trohei, săldărețele dactile. Prietene, dacă tu știai problema ăstei vieți cu care nu te-ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fiu, căci vă întreb pe toți, la ce nu începe să încercăm în limbă, limbă dată să în luptă dreaptă să turnăm în formă nouă limba veche și înțeleaptă, acea tainică simțire care doar în a ta harpă în cuplete de teatru să o desfaci ca pe o barbă. Însă tu îmi vei spune că e bine ca în lume prin frumoasă stihuire să pătrundă al meu nume. Prietene, dacă tu știai problema ăstei lumi cu care lupt, ai vedea că am cuvinte, pana chiar să o fi. Te-ai dus, dulce minune, și-a pierit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră. Te-ai dus și am de suferință să nu o să te vadă ochii întriști, înamorat de-a ta ființă, de cum zâmbești, de cum trebuie și nu e blând ca o poveste, amorul meu cel liberos, un demon sufletul tău este, trup de marmură frumos, ideal pierdut în noaptea unde lume ce nu mai este, lume ce gândea în basme și vorbea în poezii.
te văd, te aud, te cuget tânără și dulce veste dintr-un cer cu alte stele, cu alte raiuri, cu alți zei. Venere, marmură caldă, ochi de piatră ce scânteie, braț molatic, ca gândirea unui împărat poet, tu ai fost divinizarea frumuseții de femeie, a femeii ce și astăzi tot frumoasă o revăd. Cum Rafael creată pe Madonna Dumnezeie, cu diadele mai de stele, cu surâsul blând, virgin, eu făcut am zeitate. Dintr-o palidă femeie, cu inima stearpă, rece și cu suflet devenit zeitate. Dintr-o palidă femeie. Biblia ne povestește de Samson, cum că muierea, când dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea, de l-au prins apoi dușmanii, l-au legat și au scos-o. Ca dovadă, de ce suflet stă în pieții unei rochii. Tinere, ce plin de visuri urmărești vreo femeie, pe când luna strălucește pe alee și pătează umbra verde cu misterioase dur. Nu uita că doamna are minte scurtă. Hai, lungi. Te înveți de feria unui mântru vis de vară care numai în tine se petrece. Nu mă crezi întreabă bună oară, că e lângă tine și o să spună de panglice, de volane și de vode, pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode. Când cochetă de-al tău umăr ți se rasimă copila, dacă ai inimă și minte, te gândește la Dalina. E frumoasă, pe sigur că e frumoasă. Ca și copii, are haz și când râde face încă și gropițe în obraz și gropițe, face unghiul ucigașei sale curs și la dezetele mâini și la orice încheietur, nu e mare, nu e mică, nu-i subțire, ci împlinită. Când ai ce strânge în brațe, numai bună pe iubită. Orice ar zice, îi se cade tot ce face și-a devine și oblinde orice lucru, că așa se și cuvine dacă vorba e plăcută. Și tăcerea încă place vorba, zice, fugi încolo, râsul, zice, haide, vino, coace. Știm, umbra așa, parcă amintindu-și vreun cântec, alintat, pare că ar fi tot lene și s-ar cere sărutată și se mai înalță și din călcâie să îți ajungă până la gură. Dăruind, trebuie să recunoaștem, cu o sărutare, acea tainică, virgulă căldură, ce nu are decât numai sufletul unei femei. Dar cam câtă fericire crezi tu că ai găsit, dragul? Te-ai înselina văzându-i rumenirea din obraș, ea cu toane o crăiază și tu tânăr ca un baș și adânc privind în ochii, ți-ar părea cum gândesc cum viața preț să aibă și cum moartea să aibă preț. Și învenirea de o dulce și fermecătoare jale, ai vedea în ea crăiasa lumii gândurilor tale. Ce iluzie! Nu înțelegi din aia căutătură de fapt de prindere. Grimasă este zâmbetul pe gură, că întreaga frumusețe e în lume de prisos și că sufletul ți-l pierde fără de niciun folos. În zadar, boltita liră ce din șapte coarde sună tânguirea ta de moarte în cadențele adună. În zadar, în ochi, avea vei umbre mândre din poveste cum iarna se arșează flori de gheață pe poveste când în inimă e vară. În zadar, o rogi, consacră-mi creștetul cu ale lui gânduri. Ea nici poate să înțeleagă că de fapt nu tu o vrei, că în tine e un demon ce însetează după dulcile lumine, că acel demon râde, plânge, neputând să audă plânsul că o vrea spre a se înțelege în sfârșit pe sine însuși, că se zbate ca un sculptor fără brațe și că cere ca un maestru ce asurzește în momentele supreme până nu ajunge în culmea dulcii muzice de sfere, o aude cum se naște din rotire și cădere. Știe oare ea că poate ca să-ți dea o lume întreagă? Ca aruncându-se în valul și încercând măcar să te înțeleagă la umplea ta întunecime cu lucefer luminos, știe. Nu că cu priviri de curtezană și cu ochi bisericoși s-ar preface că pricepe. Măgulite toate sunt de a fi umbra frumuseții cei eterne pe pământ. O femeie între florții și o floare între femei și o să-i placă. Dar, că mai ești un dar, o pune să aleagă între trei care o înconjoară, toți spun că o iubesc. Aici. Cât de naivă, vei vedea că deodată ea devine, cum e cuvântul ăsta, pozitivă. Tu cu inima și mintea scoatești vreun paravan, după care ea își atrage alt june curtezan, care intră așa ca actorii, cu păștorul mărunțel, lăsând val de milodenii și de vorbe după el.
ochiorăște cu lornionul, butonat cu o garofă, operă croitorească și în spii și în stofă. Stai că poate fi convintus patru craii cărților de joc și cămara inimioarei e aranjată la un loc, că e mare. Și când dama cochetează cu privirile galante, aruncând ale vorbe între un crai bătrân și un pante, nu-i minune ca simțirea-i să se poată înșela. Să confunde un crai de pică cu un crai de bahala. Căci cu dorul tău demonic va vorbi călugărește. De când craiul cel de pică de se arată, pieptul-i crește, ochiul înghețat îl umplu, gândul e în negre, de amor. Și deodată e vioaie, stă picior peste picior și acel sec în judecata-i e cu duh. Și e frumos a visa ca adevăr sau alt lucru de prisos. E în stare ca să schimbe în natură un fir de păr. Este piedica eternă ce-o pune la adevăr. Așadar, tinerule, când prinde visul, urmărește o femeie pe când luna strucește pe alee și pătează un braver de cu misterioase dur, nu uita că doamna are minte scurtă. Haine lungi. Te înveți de feria unui mândru vis de vară care numai tine se petrece, întreabă vulnoare, s-o să spună de panice, Facebook, volane, mode. Pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei mode. Când vezi piatra ce nu simte nici durerea și nici mila, dacă ai inimă și minte, e Dalila. Femeia. Ce mai este și acest măr de ceartă? Masca e de ceartă, firea e de ceartă, cu închipui de patin în fire de copilă, cu fapte fără noi, mă. Când crudă, când cu milă, a visurilor proprii eternă jucărie. Un vis tu ești în mintea și astăzi te mângâie, iar mâine te ucide. Și știe, știe că orice nerv în tine îl rupe și îl sfârșie, știe! Comediantă veche ca lumea, comedia joacă astăzi, cu cama de astăzi, ani 1000. Cu aceeași mască, mândră, metedă, schimbătoare, iar cel iubit de dânsa, azi râde, mâine, moare. Și asta de rozie. Cruzime întrupată, în lumea cea de chinul ea oare ce mai cad? Ea ceea ce nu gândește! Gândind doar cu gura, căci sărutări și vorbe de amor, i-a dat natural domnilor, în bani croiți la vorbe și le-a zvârlit în vânt. Plodirea este rolul femeii pe pământ. Nu mă credeți. Nu mă credeți. Păi primiți acele râsuri, zâmbiri, suspine, dorința de plodire o seamănă în tine. Ce vă certați cu munții și buicuiți cu luna? Deci faci-o de nu-ți faci-o, tot una e, tot una de nu-ți fi voi în lume. Din să prăsiți neamul, oricare vită șuie. Oricare tont e Adamul vieții viitoare. Și fie un par de gard, femei să rămână în lume, de dorul toate arc. Plângi, copilă. Cu privire umedă și rugătoare poți din nou zdrobi și frânge apostat inima mea. La picioare îți cad și îți caut în ochi negri, adânci, ca marea, și săruta ta de mâine și întreb, le poți ierta. Hai, șterge-ți ochii, nu mai plânge. A fost crudă învinuirea. A fost crudă și nedreaptă. Fără rase, fără fond. Suflete, de fi chiar demon, tu ești sfântă prin iubire. Și ador pe acest demon, cu ochii mari, părul blond, cu ochii mari, părul blond, cu ochii mari, părul blond. Trecem la soldat. Turma visurilor mele
eu le pasc ca oi de aur. Când la nopții întunere, când stelatul rege mamul, lasă norii lui molat, deci înfășați în pat ceresc. Iar luna argintie, ca un palid dulce soare, vrăj aduce peste lume, printre stelelor ninsoare, când în straturi luminoase basmele copilei cresc. Mergi tu, luntre a vieții mele, pe-a visării lucii palmi, până unde în ape sfinte se ridică mândre maluri cu dumbrăvi de laur verde și cu lungi de chiparos, unde în ramurile negre o cântare în veci suspină, unde sfinții se preumblă cu lungi haine de lumină, unde-i moartea cu ale negre și cu chipul ei frumos. Într-o luntre, lemn de cedru, ce ușor juca pe valuri, zâna Dochia se suie și-o dezleagă de la maru și pe-a fluviului spate, iar la vale îi dă drum. Repede luntrea aleargă spintecând argintul apei. Urcată pe jumătate, Dochia visa frumoasă, iar la luntrea ei bogată, lebede Selham acum și ajung în raiul Daciei. Veche a zeilor împărăție. Într-un loc e zi eternă, sar în altul veșnicie, iar în altul zori eterne cu aer răcoros de mare. Sufletele mari, viteze ale eroilor Daciei, după moarte vin în șiruri luminoase ce învie, vin prin poarta răsăririi, care-i poarta de la rai. Peste un pod umil de coifuri trece arome, grea mărire, soarele în cerul albește, orbește de-a armelor rucile, scuturi ard, carele treier și vuiesc asursitor, iar Saturn cu fruntea inisă sunt pe steaua aia alburie și aruncând ochii lui tulburi peste avremii împărăție, aiurind, întreabă lumea, și aceia smuritori? Stau tăcuți ostașii romei, ridicând fruntea lor lată, strălucitele lor pieptul spre stâncimea detunată, unde ultima cetate ridica nori a ei colți. Nori ca de bazalt, de aspri, se zidesc pe albastra voltă, parcă auzi a mării negre și a Dunării revoltă și a lumii încheieture, parcă le auzi trosnind răsculatul sau universul contra globului din aer. Stelele roștii se mișcă, împărații sor se încaier, arde lumea, moare Roma, surpă cerul pe pământ, nu! Din fundul mării negre, din adânce înalte hale, dintre stânce arcuite în gigantice portale, oastea zeilor Daciei în lungi șiruri au ieșit. Și Zamonx, cu uraganul cel bătrân pe drum de nouri, mișcă caii lui de fulger și a lui car, călări pe bouri, a lui oastea luminoasă îl urma din răsărit. Lupta-i crudă, lungă, aspră, lumini pavezele, dave, sori și lune rătăcite printre anorilor dumbrave, ard albastrele armure ale zeilor romani. Pașilor amestec celul caii tropote, iar bouri, ca de fulgere un secol, umplu halele de nouri și se frâng câlșnind în scuturi spadele albe ale lui Vulcan. În zadar, căci neînvinse șirul lungi de vădărie, își drobesc arele scuturi pe acerului câmpie. Neînvinși și unii și alții, și unii și alți nemuritori. În zadar, Marte se aruncă spre a sparge șirul dace și în van, fulgeră Zeus contra coifelor audace. Neclintiți stau și unii și alții în măreață lupta lor. Și urmează judecătorul. În diagonală, după aceea. Cam de așa vreme se întrebiciră, asta o să vă trag, cronicare și rapsozii. Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii și irozii. În izbatele bătrâne pe eroi mai pot să caut, au cu lila visătoare, au cu cântece de flaut, pot să întâmpin patrioții ce au venit de atunci încolo. Înainte acestora tu ascunde de Apollo. O, eroi, care în trecutul de măriri vă adumbriseți, ați ajuns acum pe modă de vă scot din netopiseți și cu voi drapându-și nula, vă citează toți nerozii, mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii. Rămâneți în umbră sfântă, eroi daci, basarabi
și voi, mușatii, descălecători de țară, dădători de legi și datini, ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră de la munte până la mare și la Dunărea albastră. Și pentru procesul verbal mai facem un pic. Au prezentul lunii mare, n-o să-mi dea ce o să cer, n-o să aflu printre ai noștri vreun falnic juvaier, au la sibarism, nu suntem lângă capiștea spoierii, nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii, n-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliții în aplauzele grele a canaliei de uliți, panglicari într-ale țării, care joacă ca pe funii, măști cu toate de renume din comedia minciunii, au de patrie virtute, nu vorbește liberalul, de a-i crede că viața e curată ca cristalul. Nici gândesc că, de fapt, înaintea ta stă un stâlp de cluburi și de cafenele care își râde de astea vorbe, patrie, virtute, îngânându-se doar cu ele. Vezi acolo, de urâșunea fără suflet, fără cuget, cu privirea întăroșată și la fălci umflat și buget negru, cocoșat și lacom, un izvor de jeletlicuri la doară și să-i spune veninoasele inimii. Toți pe buze având virtute, iar în ei, monedă talpă, chintesență de mizerii de la creștet până-n tarpă. Și deasupra tuturora, oastea să-și o recunoască, își aruncă pocitura, bulbucații ochi de broască. Ei, dragii mei, mai ales voi, tinerii, aveți grijă, și dintre aceștia, țara noastră își mai alege astăzi solii. Oameni vrednici ca să șadă în zidirea Sfintei Goli, în cămeși cu vâneci lunge și pe capete scufie, ne fac legi și ne pun birul. Stați, stați că ne mai vorbești și filosofie, patriho-ho-hoții, ctitori de așezăminte unde spune că desfrânul mișcări și cuvinte, pe glavie de vulpe ca în strane stau pe locul și aplaudă frenetic schime, cântece și jocul și apoi în sfatul țării s-a dus să se abire bulgărori cu ceafa groasă, grecotei, cu nas subțire. Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman. Toată greco-bulgărina e nepoata lui Traian. Spuma asta înveninată, ăsta plebe, ăsta cu noi, s-a ajuns la fi stăpână și pe țară, și pe noi. Tot ce în țările vecine e smintit și stârpitură, tot ce e împărat cu pata putrejunii de natură, tot ce e perfid și lacom, tot fanarul, toți inoții, toți se strâng de la aici și formează patrioții. Încât fonfii și flecarii, găgăuții și gușații bâlbâiți cu gura strâmbă ajung să fie stăpânii ăstei nații. Ăștia sunt urmașii Romei. Niște răi și niște fame, e rușine omenirii să le zică lor oameni și această ciumă în lume și aceste creaturi. Nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri gloria neamului nostru. Spunea o face de o care îndrăznesc ca să rostească până și numele tău, țară. La Paris, în umpărare de cinismul și de lene cu femeile pierdești în rugile obscene, acolo v-ați pus averea tinerețele la stos. Ce-a scos din voi? A pus-o când nimic nu era de scos. Mi-ați venit apoi drept minte o sticluță de pomadă cu monoclu în ochi, drept armă, pețișor de promenadă, veșteziți fără de vreme, dar cu creier de copil. Drept știință având minte vreun vars de balmabil, iar în schimb cu averea toată un papuc de curtezană. Te admir, progenitură de origine romană. Și acum, priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece. Vă mirați cum de minciuna asta nu vi se mai trece azi. Când fraza lustruită nu ne mai poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnule. Nu este așa? Prea v-ați arătat arama, sfârșind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni, de obicei, ca să nu se arate odată ce sunteți. Ești niște, da. Câștigul fără muncă, iată singura pornire. Virtutea, oh, oh, e o nerozie. Geniul. O nefericire. Dar știți ce? Lăsați măcar strămoși ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum luvitu-ți ești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cele.
în smintiți și în mișei și în două temnițe large, cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni! Și ne apropiem de final. Vă spuneam că lumea trage o scenă. Am găsit o raclă mare este lumea, iar stelele sunt cuie bătute în ea și soarele-i fereastra la temnița vieții. Prin el trece lumina frântă numai dintr-o lume unde în loc de aer e un aur topit și transparent, milositor și cald. Nu credeți cum că luna e lună? Este fereastra cărei ziua îi zicem soare. Când îngeri cântă deasupra raclei din împărăția cerurilor, ele albesc și nu mai pătrund raze aurite prin vechi oblon, ci raze de argint, dar pe pământ ajung doar țăndări din cântecul frumos al îngerilor, numai țăndări! De vrei ca toată lumea nebună să o faci în calitatea copilul, în negru să te îmbraci. De vrei să îmbraci tu mie, auzi, și numai mie, atunci tu îmbracă mătase viorie. Simt că natura își bate joc de noi. Natura își bate joc de noi. Ici colo câte un geniu și peste tot bună și eu simt asta și în sufletul meu admir cum admira cu ochii cei mari odată Shakespeare. Dar unde este Shakespeare cu geniul de foc și eu fire hibridă, copil, fără de noroc, fără de noroc? De ce? Dar nu sunt eu fericit că în calea mea umbră frumoasă s-a evit? Sunt vrednic eu acele, sunt demn să am mai mult al lumii? Hulă, oare eu nu ascult? Cu tot am eu cu lira străbate și trezit, nu secolul ca alții, un ceas măcar, o zi. Spun mituri că orice om în lume pe acelui nemargin are o blândă stea ce în cartea veșniciei e unită cu a lui lume, că pentru el se aprinde lumina ei de nea. De aceea întreb gândirea ca să-mi răspundă anume din marea cea albastră. Care e steaua mea? Da, la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Sau nu. Un om se naște, un înger, o stea pe cer aprinde și pe pământ coboară în trupul cel de lut, a gândurilor aripi în om. Îngerul le aprinde, el pune graiul dulce în trupul cel de lut, o candelă a vieții. De cer steaua depinde și umblă, croind soarta a omului născut. Când moare omul a lui suflet, adică îngerul, aripele a întins și returnând în cerul, pe drum, steaua a stins. Sau poate de mult s-a stins în drum, în depărtarea voastră și raza ei abia acum lucii vederii noastre. Și atunci icoana stelei și-a murit încet pe cer sensul ei. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Dar de fapt, ce e aceastea? E o pară aurită ce cade sculturată de-a morții negre mâini? Cine prescrie legea la orice înger blând ca odată în veșnicia să coboare pe pământ? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Da, Dumnezeu. Dumnezeu. Că Dumnezeu creează de geniuri o ceată să încerce vrea pe oricare de este rău sau bun, că nu vrea să pățească cum a pățit odată, că ceterele de îngeri la glas nu se supun, că cerul îl răscoală cu mintea tulburată până ce trăzniți se prăvălesc în haosul străbun. De aceea, în om ce se naște, din îngeri fiecare odată în veșnicia-i coboară. Spre încercare. Dar e un înger palid, cu lungi aripi și negre, ce firele mărețe în veci și enamorat. Seducător trimite plăcerile alegre și de-asculți chemare, genius e sfărâmat. Frumosul-i ca nealții și numele-i e moarte. Arată-mi de iară în haină neagră de mătase. Vino, joacă-te cu mine, cu norocul meu. Mi-aruncă de la sânul tău cel dulce, floarea veșteră de lungă. Ca pe strunele simțirii, ușor, ușor să cadă. E atât de albă noaptea, dar că ar fi căzut zăpadă. În liră-mi geme și suspin un câmp, căci e un vărs acum venind.
vânt, primind un stol de negre gânduri, trec spre casa cea din patru scâmburi. Somnulase păsări, pe la cuibul se adună, se ascund în rămurele. Doar izboarele suspină pe când corul negru tace. Dormi și florile în grădină, dormi pace. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce. Fie-ți îngerii aproape, somnul dulce. Peste anuții ferii se ridică mâna lună. Totu-i vis și armonie. Mulțumim! 20 de secunde. Vreau să mai spun și nu credeam să învăț amul vreodată, dar nu vă mai spun. Dar vreau să vă spun ceva de final, care nu este din Eminescu, care e foarte scurt. Mai spune tu care e o rugă. Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne nouă iarăși rostul, dă-ne țara, iar în țară, dă-ne dreptul să ne doarmă, dă-ne mamă, dă-ne tată, că ni s-au furat odată, dă-ne frate, dă-ne soră, ce din lanțul te implor, și într-o credință nouă și frumoasă, viața noastră, dă-ne o nouă. Amin. Actor Claudiu Vindican, omul care a făcut un efort nemaipomenit să ajungă zilele acestea de la Baia Mare până la Slănic. El este un suflet care arde cu timpul pentru cultura națională și trebuie să vă mărturisesc că am rămas surprins că la toate manifestările la care îl invităm face în așa fel încât ajunge, măcar pentru o jumătate de zi, dar el vine. La fundul Moldovei va veni chiar duminică și va pleca duminică seara. Duminică în jurul orei 12 mi-a promis că va fi prezent la fundul Moldovei, duminică seara că va pleca. Deci dați-vă seama cine ar face așa ceva, să plece de la Baia Mare, 300 de kilometri, să stea 3 ore și să plece la fund. Deci, încă o dată aplauze pentru... Iată că a venit momentul să bată clopotele pentru Ion Moise. Avem încă o diplomă de dat. Până se pregătește domnul Moise, avem o diplomă de apreciere doamnei profesor Andreea Solotchi, un dascăl dăruitor, căruia îi mulțumim. A fost mereu aproape. Atunci când am avut nevoie, o problemă, ne-a ajutat. Mulțumim și mult succes în continuare. Mulțumim și noi pentru invitație. Cu mult drag. Din nou împreună, îmi păreți cunoscuți. Eu trebuie să-mi scot ochelarii ca să pot citi. Pentru că din comoditate nu port două perechi. De fapt, eu ar trebui să port binoclu, să pot regla distanța, funcție de aproape sau așa. Ar fi fost ușor, dar toți ăștia opticienii care se ocupă de ochelari mi-au zis că n-am nasul suficient de lung ca să... Așa că din momentul ăsta nu vă văd bine. Luni 15 ianuarie 2024, sala Amfiteatru, Hotel Panoramic, Slănicul Moldovei. Ziua a doua a festivalului Freamă de Codru și Ape începe relativ matinal, la ora 10.
ca un politician versat, am venit mai devreme, acolo nu m-a așteptat nimeni. Am timp de o cafea la espresor, gogoașa o mâncasem pe traseu până aici, din mărinimia menestrelului Chiril. Programul de azi ar trebui să înceapă cu lecția de poezie, lucru normal într-o sală cu atât de mulți profesori. Normalul ăsta a fost puțin dat peste cap aseară, așa că vreau, nu vreau, am să citesc azi cronica de ieri. Domnul primar Baciu, hrănit pentru a se consuma, salută prezența copiilor din Valea Slănicului, tocmai de Ziua Culturii Naționale. Se citează de Mircea Eliade și din Ioana Aurel Pop. Aflăm despre longevitatea unui grup ce trăia prietenos, ceea ce ne dorim și noi. Se pare că nu vom păți ca ieri. O lege nescrisă a Apolon limitează cuvântările la 5 minute. Sper că azi o să se aplice. Felicitări! Ștefan Preda pretează pe lângă Plopii piesă aleasă în contextul actual. Se continuă cu aceeași temă pe versurile lui Grigore Viero, dedicate poetului Nepereche. Bine meritate aplauze atât pentru interpretare cât și pentru repertoriu. Se salută prezența domnului Narcis Gitaru. Cu respect și eu îl salut. Domnul ambasador cultural George Călin ne prezintă premiul academic acordat doamnei Ionica Bandrabur, rămasă fără cuvinte. La propriu, emoția dumneiei ne emoționează și pe noi. Aflăm programul zilei de azi, presăra cu surprize, precum și componența jurului pe care trebuia să-l știm încă de ieri. În fine, reușesc să citesc cronica zilei de ieri. Sunt onorat că am fost întrerupt de aplauze. Cu teamă de al doilea proces verbal, domnul Ion Apostu ne încântă cu o horă moldovenească. Din toată hora am remarcat-o pe Lelea Catrina. Practic, domnul Apostu și-a ales un repertoriu strict moldovenesc, deși ne minte pe față că nu ne știe graiul. Cum, domnule, nu ne știi vorba când pronunți trandahir în loc de trandafir? Suspectez o ușoară tendință de epatare. Eleva Maria Gherilă onorează festivalul cu recitare din Eminescu. Domnul Călin ne prezintă volumul Antologie 1 al festivalului. Constat aproape cu un gânfare că și eu am ajuns antologic. Ce-i drept în format B5. Felicitări domnului primar, care o felicită pe doamna Bandrabur. Teodora Zirleanu ne mulțumește că suntem aici. Și eu sunt mulțumit. Cu emoție, tânăra poetă de la Câmpie ne citește poezia cu care a câștigat un premiu la ediția trecută a festivalului. Domnul Victor Kobzac citește cu ochelari de împrumut un poem dedicat lui Eminescu. Nu înțeleg de ce cronica mea de ieri a speriat vorbitorii de azi. N-am vrut decât să destin puțin atmosfera. Doamna Geta Lipovanciuc ne cântă pe versuri proprii că Eminescu nu tace. Bine face. De-a admirat și versurile și interpretarea. Am sesizat la mai toți basarabenii pe care i-am cunoscut aici o sensibilitate aparte, o trăire aparte, stimă. Altă piesă dedicată lui Eminescu. Când alegi să fii iubire. Evident, muzica, versurile și sensibilitatea aparțin tot doamnei Lipovanciuc. Domnul Crățeanu, cele câteva cuvinte de plecare sunt cântate, adică interpretate de un rapsod autentic, autentic tezaur.
cântec religios impresionant prin text și desigur prin interpretare. Doamna Limonarusu a ajuns datorită poeziei în a doua casă, începe prin a mulțumi domnului Bandrabur și domnului primar Baciu. Între Temis și Euterpe, doamna Limona Eugenia ne citește o poezie inclusă în antologia Festivalului 2023. Evident, nu sunt singurul personaj antologic. Doamna Rusu e premiată cu cea mai nouă carte dedicată lui Ion Grămadă. Teodora Baciu este eleva care nu a putut ajunge azi, este înlocuită cu succes de o colegă care recită o poezie. Doamna Elvira Răceală, constanțeancă, a găsit și dumneaei a doua casă în Perla Moldovei. Desigur, dumneaei a beneficiat de programul Prima Casă în Constanța. Domnul Vasile Vrăjmașu ne citește o poezie despre Eminescu, poezie premiată la festivalul de anul acesta. Domnul Octav Dospinescu, proaspăt botezat Octavian, ne citește catrene dedicate festivalului și organizatorilor. Domnul Alexandru Dumitru subscrie la toate aprecierile făcute și ne citește un poem dintr-o carte premiată special de Uniunea Scriitorilor Bacău. Domnul Vasile Bele, vocal ca întotdeauna și mai succint ca niciodată, ne dorește pauză plăcută. Pauză. Pe lângă faptul că a fost binevenită, a fost și instructivă. Eu am aflat multe chestii despre temporizatorul cu pendul. De la un fost electronist, Constantin Chiril. Doamna Bandrabor ne prezintă cartea Lăcrămioare Teodorescu, câștigătoarea trofeului Festivalului 2023, în calitate de prefațator. Bag de seamă că doamna Ionica e plină de calități. Felicitări, stimată doamnă, ni se citește prefața, lucru lăudabil, după opinia profesorului Petre Colăcel, căci tot după aceeași opinie, de regulă, mai nimeni nu citește prefața unei cărți. Descoperă încă o calitate a doamnei Bandrabur, laconismul. N-a citit toată prefața. Autoarea, deși ar fi putut primi premiul 3 anul acesta, ne citește din telefon o poezie care, după cum am mai zis, ar fi fost medaliabilă cu bronz. Interesant telefon mai are Lăcrămioara Teodorescu. Vreau și eu. Doamna Florentina Danu ne cântă pe versuri proprii. Versurile sunt cântate în rind de vals. Din păcate, eu la vals nu mă pricep. Mă descurc cât de cât la mușama și la romanțe. După o mică dilemă, doamna Danu ne cântă Prieteni dragi. Mă întreb de unde știe ei că mi-ar fi drag să fiu prieten cu dânsa. Am mirosit eu ceva încă de ieri privitor la telepatie și sala amfiteatru. Domnul Baciu, deși are melodii noi în repertoriu, ne cântă melodia cu care ne-a încântat și anul trecut, ferm convins că bis repetiția placet. Cântecul e despre efortul sisific de a cântări dorul cu bolovani, cu petricele și cu lut. Deși om serios, domnul primar ne spune o glumă educativă. Doamna profesoară Mitroiu, împinsă și dumneaei în față, ne declară că este fascinată, recunoscătoare și fericită. În meseria dumneaei nu împarte numai note, ci și aripi și încurajări. Ni se citește parțial prefața scrisă de dumneaei pe un volum semnat Mioara Baciu. Poeta Tinca Tamaș ne prezintă volumul propriu tiperit de primăria Slănic. De fapt, cartea ne este prezentată de domnul Călin. Dumnealui citește din prefață, ceea ce mă face să cred că domnul Petre Colăcel n-a vorbit ca Moise în pustiu. Deloc surprinzător, doamna Tamaș nu citește din cartea tipărită, ci ne citește tot din telefon,
O poezie care a văzut lumina zilei în dimineața asta. Ea venim pe lumea asta noapte după miezul nopții. Am să fiu mult mai atent când îmi voi schimba telefonul. Delia Racu ne prezintă vocal două piese dedicate poetului născut oficial în 15 ianuarie. Dor de Eminescu și O rămâi, încadrată între alte versuri. Despre Delia Racu vom mai auzi. Să auzim numai de bine. Doamna Nicoleta Mazilu, profesoară din Târgu Ocna, ne citește o poezie scrisă dezinteresat, cu gândul la Eminescu, tot pe un telefon mobil. Viorica Cornea din Suceava este câștigătoarea premiului Un Grămadă 2024 și face parte din categoria poeților care țin minte versurile pe care le-a scris. Felicitări! Versuri despre Eminescu. Georgeta Muscă Oana este deținătoarea trofeului Freamă de Codrușoape 2024 și cu emoții inerente zice că ne citește, dar recită doar de Eminescu. Număr a doua poetă care nu-și uită versurile. Numerătoarea este cronologică. Domnul Călin de copil intrat în Agora, cu referire la Irina Login, îl prezintă pe Constantin Chiril. Menestrelul ne prezintă inventarul făcut de Adrian Păunescu la câte avem noi pe pământ. Mă încearcă o suspiciune, inventarul a fost superficial făcut. După o gură de apă vie, domnul Chiril ne spune că sfârșitul nu e aici. Nu e cum o să fie. O să fie după ce voi citi eu sinteza zilei. Asta în cazul că istoria de ieri nu se va repeta azi ca să citesc mâine. Surprize, surprize. Domnul suprefect Narcis Gitaru promite să recite poezia Dorința. Cred că e o simplă coincidență. Domnul Narcis e politician și nu s-a ținut de cuvânt. Nu a recitat, a citit. Tot din telefon. Actorul regizor Claudiu Pintican simte că ieri a rămas dator cu niște versuri pe care n-a mai avut timp să ni le spună. Astăzi s-au acordat 30 de minute, recita Eminescu. Timpul îi permite să facă mai multe tururi ale sălii, dacă păstrează obiceiul de ieri. Din motivii care îmi scapă, actorul se mulțumește să se plimbe numai pe un sfert din lungimea mesei de prezidiu. Oricum nu stă o clipă locului. N-are stare. Nici eu n-am. Mă refer la bună stare. Actorul explodează. Gestica? Omul ăsta dă din mâini mai mult ca Dan Negru. Mimica, față mobilă de actor mare. Vocea, inflexiuni bine dozate cu momente de crescendo alternând cu șoapte ce stau să moară. Lecția de actorie se împletește cu lecția de poezie propusă de Societatea Culturală Apollon, căci versurile sunt din Mihai Eminescu. Practic, asistăm la un spectacol al teatrului dumnealui din Baia Mare. Încep să cred că domnul Pintican nu s-a lăudat ieri când ne-a spus că într-un interval de două ore a fost urmărit în 59 de țări. Lucru admirabil, căci omul ăsta nu e ușor de urmărit, căci așa cum am mai spus, nu stă o clipă locului. Special pentru procesul verbal, domnul Pintican se plimbă puțin prin sală. Fiind spectaculos, actorul s-a dat în spectacol. Evident cu un fragment de spectacol. Câteva secunde după sunetul clopoțelului pentru o rugă. Amin. Istoria a rămas istorie. Am dat citire cronicii zilei de azi. Vă mulțumesc. Thank you.
prieteni, aceasta a fost lecția de poezie, acesta a fost festivalul Dreapă de Corpul și Apă, ediția 2-a 2024. Un moment! Acum, și mai avem încă un moment, mă încheiam Veruca Pantra. Da, un minut, vă rog frumos. Dorim să vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră la cea de-a doua ediție a festivalului Freamă de Coduri și Ape. Dorim să mulțumim tuturor persoanelor venite de departe care au dat frâul liber cuvântului, au încântat inimile, ne-au adus să spun... Ne-au prezentat materiale foarte interesante. Mulțumim domnului Baciu, domnule Baciu, datorită dumneavoastră, inițiativei dumneavoastră de anul trecut, de fapt de anul trecut, de acum 2 ani, noiembrie, de a se organiza acest festival, pentru că dumneavoastră sunteți un om inimos. Și iubiți cultura și în Slănic Moldova nu că a fost doar acest festival, eu nu știu numărul evenimentelor culturale, dar ceea ce știu că pe perioada verii, în fiecare zi e spectacol, timp de 3 luni de zile, diverse spectacole. Mulțumim domnului George Călin pentru că ne sprijină întotdeauna, spune prezent chemărilor noastre. Mulțumim partenerilor, Uniunea Ziariștilor din România, Uniunea Scriitorilor din România, Fundația Renașterea Română Iași, Revista Detectiv Literar, Revista 13+, Societatea Culturală Apollon, Revista Salonul Literar, Asociația Așcior, Editura Armonii Culturale. Mulțumim sponsorilor, Complex Panoramic, Hotel Dobru, mulțumim invitaților media, TV Exclusiv Onești, Ziarul Deșteptarea, Ziarul Amprenta de Onești, Radio România Actualități, mulțumim televiziunii da, televiziunea literară și da, am spus Exclusiv TV, Radio Pro Diaspora, da. Mulțumim echipei care nu se vrea lăudată. Cristiana Babei, care a fost tot timpul prezent la, de câte ori l-am solicitat, a fost persoana care aș putea spune că m-a calmat. Eram foarte supra-solicitat, mă rog, ocupându-mă cu organizarea și m-a încurajat tot timpul. Doamnă, totul se rezolvă. Doamnă, totul se rezolvă. Mulțumesc mult, Cristian. Mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc, Luminița Botezatu. Mulțumesc din suflet. Și nu în ultimul rând, mulțumesc soțului meu. Mulțumesc soțului meu că de 2 luni de zile mă suportă, îmi suportă, mi-a suportat nervii, dar m-a suportat și m-a susținut. Și îi mulțumesc foarte mult și mă susțin întotdeauna. Vă urăm să aveți un an bun.
liniștit, să avem un an bun și liniștit, cu pace, cu bucurie, prosperitate. Elevilor, mult succes la școală și încă o dată vă mulțumim că ați fost aici. Chiar am fost surprinsă, am văzut doi copii, unul se uită acum pe telefon, te-a văzut! Da, doi copii care au participat la tabăra de pictură din vară și le mulțumesc frumos, sunt aici, copilași, ridicați-vă în picioare. Marius și Dragoș, da. Da. Marius a fost chiar unul din cei mai zglobii, copii foarte talentați, sperăm să îi avem și anul acesta, dacă cu ajutorul domnului Baciu, se va mai putea organiza această tabără. Pentru că această tabără, vă spun sincer, a fost, de fapt am folosit cuvântul sincer, copiii sunt cei mai sinceri și cei mai curați. Noi, maturii, mai găsim așa, mai căutăm câte un nod în papură, sau, dar ei sunt atât de curați încât a fost o mare plăcere să lucrăm cu ei. Și ne-am bucurat că la rândul lor s-au bucurat. Mulțumim, mulțumim mult! O zi bună să aveți! Să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim și la anul!